Pentru seara aceasta am hotărât uh, tema idolatria muzicală, idolatria în muzică și o să-l rog pe corneliu să mă ajute dacă ai, ai point oare, sau te las, nu no, ok. Uh, da, deci aici am ales o imagine sugestivă, e de fapt coperta unei cărți, și vă dați seama foarte bine despre ce se vorbește în imaginea asta, este vorba de vițelul de aur și apoi urmează două versete pe care le-am extras din Biblie ca un moto. Vedeți, să nu ai alți Dumnezeu afară de mine și următorul este copilașilor, păziți-vă de idoli, cum spunea Ioan în întâia sa epistolă. Și întrebarea este la ce idol se referă apostolul Ioan. Citatul pe care îl aduc aici este dintr-o carte, Idolii din preajma avonului pe care unii ați citit-o și autorul spune că închinare la idol nu înseamnă neapărat, neapărat o închinare la ceva palpabil, ci se poate să existe închinare și în special el tratează un pic versetul ăsta din 1 Ioan, spune că din cauza că versetul 20 îl aduce pe Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat în prim plan. Versetul 21, care este uh, cel citat de noi, bineînțeles că se referă la anticrist sau la spiritul anticristic ce aduce în viața noastră idolatria. Mergem mai departe, am un cuprins, așa cum am procedat de obicei, mergem pe definiri să vedem un pic ce înseamnă idolatria, dar nu neapărat sau nu strict asta, ci am vrut să mergem și pe definirea închinării. Închinări o să vedem imediat, după aceea caracteristici, idoli, exemple de idoli, aduc nouă idoli din preajma scenei, așa am numit eu, și apoi ce spune Biblia, asta am presărat peste tot. Haideți să mergem mai departe, definiri. Uitați-vă ce spune dicționarul biblic despre ce înseamnă idolatria. O reprezentare prin pictură, sculptură, orice altă cale, au unei persoane, animal, au omis, să spun, obiect, putea să fie și obiect, cu scopul de a face din el un obiect de cult, un obiect de adorare sau locuința unei divinități. O altă definiție sau prelungirea acestei idei, a aceleași dicționar, dimensiunea spiritualizată, uitați, pe plan spiritual, prin idol, înțelegem orice persoană sau obiect care ia locul lui Dumnezeu în inima noastră și aici e numeră iubirea de bani, lăcomia, pofta, mâncatul și așa mai departe. Tot dicționarul biblic spune, uitați-vă, oamenii secolului 20 ei consideră că nu mai sunt idolatri, dar uitați ce listă oferă de idoli acest dicționar. Și apoi am o altă listă, un pic mai lungă, de la John McArthur, bani, prestigiu, succes, filozofie, sănătate și așa mai departe. Mai am încă o definiție și apoi încă una care le înglobează, le însumează pe toate, Mulți idoli sunt distorsiune ale unor lucruri bune în esența lor. Importanța acestor lucruri poate deveni exagerată, transformându-le în obiecte la care ne închinăm. Le transformă în scop, nu în mijloc. Și apoi, uitați-vă, o definiție cuprinzătoare, poți să dai orice lucru care ocupă locul lui Dumnezeu, acesta este egal cu un idol. Haideți să vedem ce spune Biblia. Uitați-vă, termenul idol apare de 214 ori în scriptură, în versiunea Cornilescu. Expresia alt Dumnezeu, alți dumnezeu de 46 de ori. Și uitați-vă două citate. Știm că în lume, deja e o definiție pe care ne oferă Biblia. Sunt două referințe, de fapt, și vorbesc despre același lucru. Un idol este tot una cu nimic, spune Apostolul Pavel. Haideți să mergem mai departe și să vedem caracteristicile. Odată schema închinării, asta știu că am mai prezentat-o într-o prelegere anterioară, schema închinării, uitați-vă, din prezența divină spre închinător curge sau decurge uh, fluxul acela al, al prezenței lui Dumnezeu, al cercetării lui Dumnezeu, este integrat în schema închinării, în prezența lui Dumnezeu, omul acesta, bineînțeles, există niște mijloace, pot să fie mijloacele astea solide sau să fie pur și simplu ideatice, adică mă refer la instrumente, la tot ceea ce înseamnă tehnica, tehnologia și mă refer la cuvinte, la cuvinte care transmit idei. Astea sunt mijloace, sunt vehicule ale închinării. Și dinspre acestea se merge spre Actul închinării propriu-zis, și omul se închină înaintea lui Dumnezeu. Imediat după schema închinării urmează schema lucrării. Și aici, la schema lucrării. Pot să dai până la slide-ul 19. Până la, la, aici, la schema lucrării, observați un lucru, un amănunt. Un om care a realizat închinarea înaintea lui Dumnezeu, a intrat în prezența divină, omul acesta imediat este chemat să fie lucrător împreună cu Dumnezeu și are și mijloace ale lucrării. Ori, ispita diavolului este ca noi să începem să lucrăm și să nu ne mai închinăm. Și atunci e o mare problemă, să știți. Mergem mai departe. Uitați-vă un citat de la Tozer, Cântările nu creează adevărul, nici măcar nu-l dezvăluie, ele îl celebrează. Și sunt răspunsul pe care o inimă în care locuiește încrederea al dă adevărului revelat, îl dă lui Dumnezeu. Deci cântarea, până la urmă, este un vehicul și ea al închinării. Dar merge mai departe și vreau să exemplificăm cu un text biblic, m-am bucurat că fratele Andrei l-a amintit aici, da, uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Ce s-a întâmplat în anul morții împăratului Ozia? Pot să dai. Schema închinării este foarte clară citind în Isaia, în capitolul 6. Avem aici, da, pot să dai următorul. Avem aici un, un fapt, un act. Ceva s-a întâmplat. În anul morții împăratului Ozia, Isaia mărturisește ceva, s-a dus la templu și mergând la templu a văzut ceva. Și vedeți, din toată schema aceea pe care am uh, pomenit-o adinea ori, rămâne prezența divină. Dumnezeu e prezent, Dumnezeu e în templu și se întâmplă ceva, am uh, supraluminat cu roșu, am pus culoare roșie pe ceea ce înseamnă prezență divină. Am văzut pe Domnul. Domnul avea un scaun de domnie, poalele mantiei lui umpleau templu, era prezent Dumnezeu acolo. Așa cum a fost și în seara aceasta prezent. pot să te duci mai jos. Serafii mi- striga unul la altul și ziceau: Ce? Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oștirilor. Cine era închinătorul acesta integrat pe care erau Serafim, era Serafimul, erau ei, erau închinătorii cerului care au început să strige spre gloria și spre slava lui Dumnezeu. Și imediat, Vedeți, se reface schema închinării. Mijloacele închinării sunt cuvintele pe care ele rostesc: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Pot să dai mai jos că am explicat. Deci, vedeți, prezența divină. Am văzut pe Domnul. Era prezent. OK. Închinătorul, erau serafimi. Mijloacele închinării, cuvintele, strigau, ziceau închinarea. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oștirilor Tot pământul este plin de mărirea Lui. Asta s-a întâmplat acolo. Dar uitați-vă la om om, mai ne gândim la om pentru că noi nu suntem serafimi, da? În anul morții împăratului Ozia am văzut ceva, spune Isaia. L-am văzut pe Domnul ședea pe un scaun de domnire, "Asta eu am văzut", o spune Isaia. Și cu alte cuvinte, încep să realizez, spune Isaia, prezența divină, Dumnezeu e prezent. Când am văzut că Dumnezeu e prezent, spune Isaia, am început să mă recunosc și am zis, sunt cine sunt eu, un om pierdut, un om cu buze necurate, și eu am văzut. Ceva s-a întâmplat diferit. Până aici am fost la fel, dar acum am văzut. S-a întâmplat ceva diferit. Am intrat în prezența divină prin vedere, prin observare. Dar unul din serafimi, priviți, e închinătorul imediat preluat aici și integrat în schema închinării. Unul din serafimi. Vine cu un cărbun aprins în mână, îi atinge buzele și spune gata, ești iertat, ești primit ca închinător în prezența lui Dumnezeu. Și se face, se reface această schemă a închinării. Omul acesta începe să se închine, uitați-vă mai jos, deja urmează schema lucrării, după ce omul ăsta a început să vorbească cu Dumnezeu, după ce i s-a atins cărbunele de buze, și Dumnezeu a zis, gata, s-a terminat, tu ești un închinător, a intrat în închinare, el începe să audă și imediat e trimis în lucrare. Cine va merge pentru noi, spune Domnul, și eu am zis, iată-mă, trimite-mă. Și din prezența divină, omul acesta este trimis. Deci, vedeți, e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Închinarea se orientează spre centrul ei, și centrul ei trebuie să fie Dumnezeu. Deci, asta e regula de aur a închinării. Mergem mai departe și punem o problemă. Dar dacă centrul închinării este omul? Pentru că în toată schema aceea, ați văzut, sunt patru elemente: e prezența divină. Dar e și închinătorul. Și dacă cumva închinătorul o ia și ia locul cumva lui Dumnezeu, uitați-vă, am, am refăcut scena și cumva e explicitată, e ruptă scena, e răsturnată schema aceasta. Omul e prezent, el e în centru, are și mijloace ale închinării, are și un act al închinării, dar Dumnezeu dispare din schemă, pentru că Dumnezeu se retrage. Amintiți-vă de ceea ce s-a întâmplat în Ezechiel și e foarte dramatică scena asta, să știți. Și în Ezechiel, dacă o să ne uităm, o să studiem un pic cartea Ezechiel, o să observăm că oamenii ăștia din Ezechiel se închinau, se închinau la tot felul. Uitați-vă în Ezechiel, în capitolul 8, de la uh, 3 în jos, idolul geloziei. Niște bătrâni care se închinau la tot felul de chipuri, de târătoare, niște femei care îl plângeau pe tamuz. Și imediat s-a rupt, s-a răsturnat schema asta, Dumnezeu a fost scos afară, a rămas omul cu mijloacele închinării și cu un act al închinării. Dar Dumnezeu a plecat. Și vedeți ce spune tot în cartea Ezechiel, că Dumnezeu și-a luat slava de pe Heruvim din locul preasfânt, a dus-o la poartă, de la poartă a dus-o pe munte, dincolo de cetate și apoi slava Domnului a plecat. Și au rămas doar ei, doar oamenii, aveau niște mijloace ale închinării cuvinte, erau psalmi aceia bogați în conținut, erau și niște acte ale închinării, dar erau doar un ritual. Și atunci oamenii ăștia au rămas pur și simplu în afara prezenței lui Dumnezeu. Schema răsturnată numărul 1. Merge mai departe. Aici, bineînțeles, că e vorba de idolii sinelui, 100%, și am și un citat. Da? Toți ar spune că astăzi cântările au luat o direcție descendentă. Am dat marile cântări la o parte. Erau vremuri când credincioșii cântau și Ține minte fiecare dintre noi, mai de mult și de pe parcurs, se cânta foarte mult despre Sfințenia lui Dumnezeu, despre revenirea Domnului. Astăzi sunt așa de fericit, sunt binecuvântat și mai departe. Eul este în centru, de obicei. Apoi mergem la varianta a doua. Dacă se schimbă și se răstoarnă iarăși schema respectivă, intră, intră în centru în mijloacele. Uitați-vă, iar schemă răsturnată, varianta 2. Mijloacele este pe primul loc, închinătorul e și el pe acolo, actul închinării, are explicitată și ruptă schema, e răsturnată. Mai departe, aici e mijlo idolul, idolii mijloacilor, nu? Și uitați-vă și un citat, tot de la Tozer: Cândva Biblia și cartea cântării erau suficiente ca să te închini. Astăzi ne trebuie accesorii. Și nu știu de ce e așa. Că nu te poți, nu, nu te simți bine dacă nu a fost, uh, nu știu, dacă se ia curentul, oare ne mai putem închina? Zic așa în general, că nu vorbesc pentru seara asta, dar zic în general, te duci undeva să ia curentul sau știu eu, uh, nu merge chitară, poate e dezacordată, s-o rupt o coardă, sau pianul s-o stricat, ne mai putem închina. Și uitați-vă, e foarte important să înțelegem lucrul acesta. În centru închinării noastre nu trebuie să fie nici măcar mijloacele astea, tehnica sau altceva, nici măcar cuvintele. Mergem mai departe. Dacă răsturnăm iarăși situația și punem pe primul loc ceea ce nu trebuie, activismul, activitatea. Și uitați-vă, iarăși, schema răsturnată, varianta 3, actul închinării, pe primul loc, închinătorul e și el acolo, mijloacele sunt acolo, dar actul închinării contează. Idolii activismului am numit eu aici și aduc în fața voastră nouă idoli din preajma scenei. Pentru că vorbeam și data trecută cum, de-a lungul istoriei, s-a schimbat de la Amvon, de la Amvon s-a ajuns la scenă. Uitați-vă, primul idol din preajma scenei este egoismul. Sunt atâția oameni care, și am pus un răspuns al Bibliei, oameni care vin și cântă tocmai pentru că sunt centrați în cântarea lor pe sine, cântarea, textul, modul cum se comportă. Ei cred că Toată lucrarea aia se culisează, culisează în jurul lor. Eram la o nuntă, eram dimineața la o nuntă, mer mersesem să scot Mireasa din casă, să citesc ceva din scriptură, să mergem, să plecăm spre biserică și era acolo o fetiță de vreo 6-5-6 ani. Și așa se aranja și venea la maică să zice, arăt bine, iară fuge, iară se aranja, iară în oglindă, iară la maică -sa. Și a întrebat-o cineva, dar ce cu tine? Zice, vine Mirele și vreau să mă vadă. Dar Mirele nu venea pentru ea. Era o fetiță de 5-6 ani. De multe ori ne închipuim că noi suntem centrul. Și uite, în seara asta, eu sunt undeva mai sus aici. și Nu zic eu centrul. Nu. Omul nu trebuie să fie centrul în închinare. Centrul trebuie să fie Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Biblia. Cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? am așa o vorbă, unii o iau glumă. Dacă mă întâlnesc cu muzicieni, în special cu fratele lor, îi tot amintesc, fratele Loi. dacă Domnul zia degetul ăsta, nu te mai descurci. Nu mai poți să cânți. Și el zice, măi, adevărat. Vedeți? De multe ori noi, noi ne gândim, mă cinez eu, cum știu să fac uh, niște lucruri, așa, niște ritmuri pe chitară, sau să mă descurc, să cânt pe pian, să-mi zboare degetele, uh, cum știu să-mi vocea și să cânt înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor, dar nu trebuie să fiu centrat pe mine. Asta e egoism și asta e un idol să știți. Uitați-vă, eu am ochelari, unii dintre cei care aveți ochelari. Probabil că aveți uh, uh, ceea ce am și eu, problema asta pe care o am și eu. Îmi, îmi fug ochii, că de-aia îmi trebuie ochelarii să-mi regleze privirea, să-mi o pun acolo unde trebuie. Dar un om la care îi fug ochii prea mult, se uită în interiorul lui și a deja e orb. Eu nu sunt orb. Și cei care aveți ochelari, sunt ochelari de corecție, o corecție a vederii. Nu suntem orbi. Dar cel care e orb, și am văzut, să știți, am observat lucrul acesta, copii care mergeau spre liceul de nevăzători, cu ochii întors, așa, parcă pe dos, ea se uitau prea mult înăuntru și deja erau orbi. Cam așa e și spiritual, așa e și în închinare. Momentul în care mă uit numai la mine, la mine, la mine, eu să arăt bine, să fie aparențele bune, să n-am o viață de sfințenie, că asta clar că trebuie să o am înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă mă uit la mine, la exteriorul meu, la uh, prestanța mea, la tot ceea ce înseamnă pregătirea mea și afișarea mea în fața celorlalți, până la urmă e vorba de egoism. Și uitați ce spune Biblia, cine te face deosebit, ce lucrul ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Este cântarea aceea frumoasă și dacă sunt om și nu vierme, o Doamne, așa ai vrut Tu. Dacă îngăduia Dumnezeu să fii un vierme și nu mai puteai să cânți, așa cum cânți astăzi, dacă îngăduia Dumnezeu să fii altceva sau să fii un surd omut și să cânți numai cu gesturi, bucură-te că Dumnezeu ți-a dat un astfel de dar ca să poți cânta înaintea lui Dumnezeu și fugi cât poți de mult de egoism, de, lucrurile că, de, de, de ideea că totul ți se cuvine ție și tu ești centrul lucrurilor. Nu. Am un exemplu video aici, niște, așa l-am numit, cu gesturi egoiste, dar poate nu e cel mai bun. Voi știți probabil altele. Uitați-vă la gesturile acelea pe care le, le au interpreții. Uitați-vă. Deci observați gesturile astea ale proclamării, ale autorității, ale grandomaniei așa, și toți toți le fac. Și gândiți-vă, gândiți-vă la cineva care stă și asistă la astfel de concert și vede pe un ecran mare toate gesturile astea. Până la urmă astea pornesc din interior, nu știu dacă ajută foarte mult în chinarea ca să progreseze, cât poate mă gândesc, mă gândesc încearcă să manipuleze prin gesturile astea. Și nu știu dacă e ok. Al doilea idol, popularitatea. Popularitatea. Uitați-vă ce spune Biblia despre acest idol. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. A fost dată o prorocie undeva în zona Timișoarei, în dreptul unui frate și i a spus domnul așa, bărbatule, 20 de ani ți-ai cântat ție, mie când o să-mi cânt? Vă dați seama, pe 20 de ani să mă duc și să cânt, să fac laudă și închinare, să încerc să duc poporul în prezența lui Dumnezeu și Domnul până la urmă să tragă o linie și să spună, ți-ai cântat dar are rost să fac lucrul acesta? Uitați-vă, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face. Și mă tem să știți de ziua aceea. Mă tem, eu mă tem. Și de aceea trebuie cu mare frică de Dumnezeu și cu mare băgare de seamă să facem orice lucrare. Pentru că aici vorbim de cântare. Dar mă închin lui Dumnezeu și prin predică, și prin cântare, și prin rugăciune, prin totul, totul, totul. Eu trebuie să mă închin lui Dumnezeu. Deci astea sunt mijloace pe care Dumnezeu mi le-a dăruit ca să mă închin în fața Lui, să ajung în prezența Lui, să-L laud, să-L măresc, să-L glorific, să, să, strig gloria Lui, cât pot de mult, pentru că de aceea nu, nu vreau și n-am intenția asta să nu o luați prin studiile acestea. N-am intenția să anulăm, să zic că nu-s bune stilurile muzicale, nu-s bune instrumente, nu, 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 n-am intenția aceasta dar știți cum scrie în Biblie? Purtați-vă cu frică, cu frică și cu băgare de seamă. Deci noi trebuie așa să-i slujim. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Și atunci când intru și când un stil e frumos, dacă am un stil așezat și așa mai departe, și intru în el e frumos, e când lui Dumnezeu, în mod organizat, frumos, așa, prestant, să arate bine. Dar eu trebuie să mă gândesc la ziua Domnului și la focul care va veni atunci. Și asta, să știți, mă responsabilizează. Am aici și câteva exemple pe care le-am mai pomenit referitoare la vizualizări, like-uri, comenturi și -a mai departe, mă duc la idolul numărul 3, senzualitatea. Nu știu de ce, nu știu de ce avem un impresia și de unde a pornit asta nu pot să vă spun. Știu că mormonii au o gândire destul de, de deficitară la domeniul acesta și ei încearcă să atragă prin senzualitate pentru că au pescărițele lor și încearcă să tragă. atragă dar senzualitatea se poate referi numai la fete și la ținuta lor și la modul lor de a cânta ci și la băieți uitați-vă ce spune Biblia aici eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească și prea corvit cu ea în inima lui și dacă o femeie vine sau un bărbat vine pe scenă și încearcă să aibă o ținută indecentă uitați-vă am, am aici și două exemple muzicale dacă se poate să le auzim dacă cineva vine și cântă și are în voce anumite mlădieri, uitați-vă, o invers și îl observ tot mai mult uitați-vă, în sus e invers natural ar fi altfel vibrato -o să, să existe la voce astea sunt interjecții iarăși și, și astea țin tot de senzualitate, deci observați e numai o, un decupaj poți să pui și exemplu celălalt, dacă l-ai disponibil. Deci, în momentul în care eu încerc să am vibratorul la invers, ăsta e numai un, un, exemplu mic, sau ținută indecentă, sau poate să am interjecții de genul acela, nu, 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 nu e foarte ok să știți, nu e foarte ok. vizualizări are peste un milion la piesa asta, dacă Dar observați, vibrat în sus. Acolo, pe final, când e silaba aceea lungă. Plus, imagine asociată, uitați-vă, mergem tot mai mult spre dimensiunea filmului. Deci înspre acolo, să știți, următorul pas o să fie cântăreții noștri, o să facă filme, să toarne filme și acolo se ajungă. Deci înspre acolo mergem. Mă duc mai departe, al patrulea idol din preajma scenei, divertismentul. Uitați-vă ce spune Biblia, Psalmul 101 cu 3, Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Tot ce înseamnă divertisment, distracție. Uh, și exemplu, uitați-vă, mai aici dansurile, luminile scene, alura de film creștin. Și am aici un citat, nu l-am pus pentru că era un pic lung, dar îl aduc în fața voastră și John McCarter spune în felul următor. Când din acest motiv locul predicatorilor este luat de formații de muzică rock, ventriloci, clowni, aruncători de cuțite, luptători profesioniști, halterofili, culturiști, comedieni, dansatori, scamatori, jongleri, maestri de menaj, cântărești de rap, actori și celebrități din lumea spectacolului, prin aceasta se dă mesajul Evangheliei, o lovitură distrugătoare. Cum vor auzi fără predicator, Roman 10 cu 14? Eu cred ferm că putem fi inovatori și creatori în felul cum prezentăm Evanghelia, dar trebuie să fim atenți, să ne armonizăm metodele cu adevărul spiritual adânc pe care încercăm să-l transmitem. Este mult prea ușor să banalizăm mesajul sacru și trebuie să lăsăm ca mesajul, nu modul în care îl prezentăm, să fie esența a ceea ce dorim să transmitem ascultătorilor. Deci, vedeți, e, e un pericol și acesta, și, din păcate, mesajul care se transmitea în antichitate cu pâine și circ a încolțit și în cultura noastră evanghelică. Efectele culturii de divertisment, uitați-vă, televiziunea a diminuat timpul, perioada atenției noastre, a făcut totul vizual, deci noi nu mai suntem atenți. Altădată puteai să te concentrezi foarte mult. Acum s-a diminuat perioada asta de, de concentrare a, fiecarea, a atenției, totul se, se face vizual, standardele profesionalismului se înalță, se deversează informații fără discernământ și totul se reduce la distracție. Asta este televiziunea și asta e efectul ei și noi trebuie în societatea asta și în generația noastră să rezistăm la cultura asta de divertisment noutatea, vedeți și asta ar fi o problemă, pentru că am întâlnit oameni care tot, tot, tot numai să fie ceva nou, dar nu contează dacă e bun sau e rău. Uitați-vă exemplul biblic din doi împărați 4 cu 39, unul din fiii prorocilor, nu era oricine, iese și găsește viță sălbatică și culege din Iacur, cu curcubețe sălbatice, vine, le taie în oală, nu le cunoștea, moartea era în oală. Și de multe ori, să știți, sindromul ăsta al noului aduce tineri în preajma sinuciderii, să știți. Am întâlnit cazuri, cazuri în care au auzit o melodie, o cântare, o cântare și aveau gânduri de sinucidere. Să fim foarte atenți. Am și un exemplu un pic mai comic. Un teolog, poți să dai, un teolog a avut un vis ciudat și în cimitir în visul lui se împiedică de o piatră pe care scria că el nu a avut nicio contribuție nouă în teologie și atunci imediat s-a revoluționat viața lui și a vrut să scrie și el ceva nou dar asta să știți că asta ne sună și nouă la cei care cântăm, la cei care recită neapărat oamenii unii dintre ei vor să fie ceva nou dar nu întotdeauna noul este și bun poți să dai mai jos Cântările noi sunt, sunt printele și bune, am pus acolo un exemplu ce mi-a venit în minte, drumul slavei, au mai fost cântări în seara asta care s-au cântat, cântări frumoase, cântări care sunt relativ recente. Așa, exemplul 4, am scris acolo ceva, dar merge mai departe. Idolul numărul 6, profesionalismul. Profesionalismul. Sunt oameni care se leagă strict de partea asta profesionalismului. Vin, cântă, Uitați-vă ce spune. Mângâietorul Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Noi de multe ori ne mă, dacă e la biserică, fratele cu tare, care știe să cânte foarte bine, are conservatorul sau știu eu, e lider bun de închinare, totul o să meargă strună. Fals, fals. S-ar putea ca Duhul Sfânt să stea deoparte, să zică, descurcați-vă, descurcăte, pentru că pe mine m-ai lăsat deoparte. Întotdeauna noi trebuie să-l considerăm pe Duhul Sfânt, sfânt, numărul unu în închinare, cel care ne ajută, cel care ne învață, vă va învăța toate lucrurile, ne învață inclusiv ce și cum să cântăm. Vedeți, de multe ori așa e de frumos că mesajele parcă se împletesc, se armonizează cu cântarea. Nu v-ați gândit voi că Duhul Sfânt este cel care vine și face lucrarea asta? Vine Duhul Sfânt și îi șoptește la cel care conduce cântarea de laudă. Măi, pentru seara asta alege cântarea asta, 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 asta. Și imediat Armonizează, chiar dacă poate nu s-a înțeles cu cel care uh, citește Biblia și citește un text ca să vină și să prezinte o temă. Dar Duhul Sfânt vine și armonizează textul predicii cu cântarea care se cântă. Și atunci zici, măi, numai Domnul a putut să facă lucrul acesta. Șapte. E un idol asemănător profesionalismului, tehnicismul. Am întâlnit oameni care... Se închinau doar de dragul închinării, doar de dragul tehnicii, doar de dragul de a, de a face ceva pe instrument. Am întâlnit și nu era o biserică, dar probabil că nu s departe. Oameni care își iubeau instrumentul ca pe Dumnezeu. Deci am întâlnit lucrul ăsta și nu vă spun detalii și amănunte pentru că unele sunt oribile și sunt urâte. Oameni care așa de mult își iubeau instrumentul încât pentru ei era. Ceva extraordinar. Și uitați-vă ce spune Isaia 59 cu 19. Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, acordul de chitară îl va pune pe fugă, nu? Sau uh, muzica de la pian, facem un mordent, facem ceva. Nu, nu, Duhul Domnului, e foarte clar. Și uitați-vă, închinare la instrument, da, există, oameni care se închină la instrument, e idolul tehnicismului. Sau la suportul tehnic, da, întrebarea este dacă fug demonii. 8. Da. Textualismul. Oameni care se închină la textul propriu-zis, ei sunt legați numai de text, pe ei nu interesează absolut nimic. Dar până la urmă, textul nu este un scop în sine. Priviți la Apocalipsa, capitolul 7, cu 10, ce strigau cei din cer. Mântuire este a textului, nu? A Bibliei, nu? Că și Biblia e sfântă. Mântuirea nu e a Bibliei. Mântuirea e a Dumnezeu. Dumnezeu ne dă mântuirea. Prin Biblie ne învață. Eu nu mă închin la o hartă dacă mă duce la București. Nu mă închin la un ghid. Eu mă închin lui Dumnezeu, ghidul mă învață, Biblia e sfântă, fraților, nu vreau să vorbesc cu și rău contra Bibliei, dar eu nu mă închin la text, pentru că dacă mă închin la text, știți că erau acele două școli de interpretare, școala din Antiohia și din Alexandria. Origen era cu spiritualizarea textului, cei din Antiohia, cum a fost Ioan Gură de Aur, erau cu partea asta logică, partea asta textuală, cu interpretarea literală și ei se legau foarte, foarte mult de text text, propriu zis, doar de text. Și de acolo, probabil, până în ziua de astăzi, există predicatori din școala din Antiohia care pur și simplu uscați, 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 ca și făina, ca și cum mi-ai dat cuiva să mănânce făină. Sunt alții care sunt cu partea cealaltă și ca și cum mai dau ulei să mănânce cineva. Știți poezia aceea? Dar mă duc mai departe. Idolul numărul 9, mercantilismul. Duhul ăsta de a vinde, tehnici de a vinde. Și să știți că ăsta bântuie foarte mult în perioada aceasta, pentru că inclusiv gândirea noastră e formată pe acest duh al mercantilismului. Gândiți-vă la ce școală se duce un copil când termina 12 -a. Foarte puțin se duc la litere, nu? Foarte puțin se duc la muzică, la profesii de astea vocaționale, la teologie, foarte puțin. Foarte puțin. Știți de ce? Nu se câștigă. Dar cei mai mulți se înghesuie la partea tehnică, la poli, nu știu pe unde, la babe și pe partea de IT și așa mai departe. De ce? Se câștigă. E spiritul mercantilismului. Și uitați-vă ce spune Biblia. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Sufletele oamenilor. Și vine Apocalipsa și uh, precizează că în Babilon se vindeau sufletele oamenilor. Apocalips, capitolul 18, ce spune că în Babilon era făcut comerț cu sufletele oamenilor. Duhul mercantilismului. Și am aici, iarăși, un citat de la John MacArthur, tot pe tema asta, da, de la pagina 131 din cartea Când sarea își pierde gustul și dați-vă ce spune. El îl citează pe George Barna. Ca să-ți poți vinde produsul cu succes, trebuie să-i identifici pe eventualii cumpărători. Cheia pentru aceasta este să alegi cât mai exact posibil pe oamenii potriviți ca să-ți cumpere produsul și pe de altă parte să-ți corelezi produsul cât de mult posibil la interesele și nevoile acestui segment al populației. Știți în ce ispită putem noi să, să trăim în ce ispită. De exemplu, dacă vii, nu știu de unde zic, din Suceava, din Iași, din altă parte, din Arad, ok, vii la Cluj și te duci la Biserica Speranța. Ea un tip de închinare, e propriu lor, nu-i judecăm, e problema lor, problema fiecăruia. Vin albinii, și poate nu-ți place foarte mult spiritul de închinare din albini, dar te adaptezi, te adaptezi. Ai o voce frumoasă, ai o ținută prezentabilă, vrei să devii lider de închinare, în speranța să ghesuie foarte mulți tineri și atunci vii în albini. Și stai acolo și Mm, mm, ca și lupul care încerca să mănânce iarbă, și după aceea și-a arătat colții. Și după aceea pleci și gata, e un în de închinare, și te duci în altă biserică cu, cu epoleții ăștia, lideri de închinare. Și vedeți, s-ar putea să existe ispita asta. Pentru că, vedeți ce spune omul ăsta, dacă ți-ai optimizat produsul în felul acesta, te poți concentra asupra prezentării lui în modul cel mai avantajos cu putință și nu este nevoie să ți rosești timpul și forța cu niște oameni care nu au nevoie sau nu sunt interesați de produsul tău. Să știți că, uite, și cu prezentările astea, am început să mă sune frații, hai frate la mine, hai la mine, întreb pe Domnul, întreb pe Domnul, Trebuie întrebat Domnul, nu mă duc oriunde, oricum, numai să vând produse, nu fraților, nu. Noi trebuie să rămânem slujitorii lui Dumnezeu. Domnul trebuie să fie în, în centrul închinării noastre și observ că pe măsură ce mergem în închinare și Dumnezeu folosește pe unul sau pe altul, să știți că e tot mai greu, e tot mai greu cu idolii ăștia. Tot mai mulți care să vină să te aplaude, să te ridice în slavă, alții să te lovească, să te arunce în prăpastie, ca și cei din Capernaum, pe Domnul Hristos. E foarte greu și tot mai greu. Dar știți ce e foarte important? Uitați, am aici și un exemplu, închinarea, scopul muzicii. Ce face muzica? Muzica codifică ce anume? Adevărul lui Dumnezeu. Ia Biblia și îl codifică, îl pune într-o formă Într-o formă frumoasă, atractivă, într-o formă poetică, într-o formă îmbrăcată în artă, într-o formă artistică, pentru că e și poezie acolo, e și melodie, e și armonie, e tot ceea ce vrei, și ritm, tot ce vrei este acolo. Și muzica asta trebuie să facă: să ia adevărul lui Dumnezeu, să-l codifice, apoi să ia inimile noastre, să le unifice, și apoi totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Deci, vedeți? Acesta este scopul muzicii. Și am exemplul acela pentru că ideea asta am desprins-o de la un autor creștin, mi-a plăcut mult. Și apoi o să punem punct. Am trecut cu 12 minute, să mă iertați. Domnul să vă binecuvinteze. Music in worship has three purposes. Codify, unify, glorify. That gets the gist. That the purpose of music in the worship of God is to codify the truth, so that it can be sung to the glory of God down through the generations. Da, este scăzut problema, o să abordăm probabil într-o, în viitor într-o lecție. Uh, trebuie să avem our noștri. Deci gândiți-vă la lucrul ăsta. Trebuie să avem compozitorii noștri care să codifice adevărul lui Dumnezeu să-l putem transmite generațiilor care vin după noi. Nu v-ați gândit de ce o cântare rezistă? De exemplu, vă spun, Cetate tare Dumnezeu, nu? Asta e de la Martin Luther. O rezistat 500 de ani cântarea asta, chiar dacă e așa mai învechit. O cântă încă corul, da? Dar o cântare pe care o compunem noi acum rezistă măcar 10 ani, 20, 30, 50 de ani. Mă gândesc la lucrul acesta. Știți ce cântări o să reziste la testul timpului, cele care sunt inspirate de Duhul Sfânt. Și de aceea avem nevoie de compozitori plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care să poată să compună cântări sub influența directă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Rămân la gândurile astea și doresc ca Dumnezeu, mai sunt și alții idoli, identificăm fiecare, nu e o problemă, doresc ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim ceea ce Ioan le scria celor din Efes, ne scrie și Duhul Sfânt nouă, copilașilor, păziți-vă, feriți-vă de idoli, Domnul să ne ajute, amin.